Bună ziua, dragi prieteni, sunt Cătălin Cornea, suntem aici pe canalul de YouTube Dresaj Canin Profesional și astăzi vom avea parte de o ședință de consultanță evaluare cu un cățel mic, foarte mic, o să vedeți despre cine este vorba, dar care, la vârsta de un an jumătate, nedresat fiind, are un comportament tulburat și accente de agresivitate. Mă voi întâlni acum cu stăpâna acestui câine, vom discuta și vreau să vă fac martori, dacă doriți, la această ședință, căreia îi puteți da un like, puteți da subscribe acestui canal și totodată puteți să comentați oricât, oricând și să discutăm acolo în secțiunea comentarii. Mă duc să vorbesc cu stăpâna. Rămâna. Gata. Ia. Haideți mai încoace. Veniți să nu vin eu spre dumneavoastră, să vină el spre noi. Ia uite ce față are. Cătălin. Georgiana, îmi pare bine. El se numește? Nero. Nero. Și 3 luni. Așa, aproape un an jumătate, am zis eu, da. Așa, și cum e? Ok, dar când ieșim pe stradă, mă uit în stânga, în dreapta, să văd cum trece un copil, o bicicletă, adică tot timpul sunt în acțiune, ceea ce nu e normal. Sigur că da. Nu la tot se dă. Bună, tu ești a doua stăpână, nu? Da, aici ea. Da. Așa, ia uite ce înseamnă... Aoleu! Codnița. O să se întâmple și asta, dar nu acum. Da, am zis măcar... Printre altele, este foarte, foarte convins că el este masculul grupului și trebuie să protejeze. Zic să facem în felul următor. El a purtat în afară de lesa asta, altă lesă? Da. Ce lesă? Aceasta este nouă. Lesă lungă? Da, este lungă, dar care o ajustam noi pe nivele. O lesă retractabilă? Da. Ah, sau vă referiți la o lesă cu două carabine? Da, exact, cu două. Ok, lesă retractabilă ați folosit? La început, dar când am văzut că nu funcționează, am renunțat la asta. Bun, haideți să facem în felul următor. Sigur, iubita. Hai să punem bodnița pe el. Îl lăsăm un pic să ia contact dacă asta este problema lui și o să mutăm lesa pe ham. Nero, Nero. Pentru că nu are libertate. Hei. Hei. De ce faci? Bun. Hai să facem următoarea schemă să nu mai muște. Mutăm lesa pe zgardă. Aici, nu? Da, da. O aveți pe zgarda lui, nu? Pe zgarda lui, prindeți lesa pe zgarda lui. Sper să nu iasă. N-are, deci să iasă dacă e pusă fix, da? Este pusă fix. Bun. Ok. Acum, hai să pui bodnița. Dar vei controla capul lui din zgardă, da? Vrei să-l țină de zgardă? Da. I-ați mai pus vreodată bodnița? De multe ori, dar de când s-a întâmplat de săptămâna trecută cu acel instructor, să-i zicem. A avut bodnița pusă acolo? Da, ne-a pus să-i o punem. Când a văzut că el mai poate să dețină controlul, să-l atace, mi-a mai convenit. Haide, Nero. No. Bun. Ok, atât. Îl lăsăm un pic așa, da? Bun. Facem în felul următor. O să scot o lesă retractabilă din mașină și o să-i lăsăm un pic de libertate. Da. Da? Cum ziceți acum, de-aia am venit aici. Bun. Dați-mi un pic lesa până una alta. Să vă dau. Da. Și plecați. Plecați de lângă el.
uite-te și tu cum țin cu două degete acest cățel. Atâta timp cât este într-o zgardă și nu mai are sursele de curaj care îl fac atât de nervos cum sunt stăpânele lui. L-am luat de lângă stăpâne tocmai ca să vedem care este comportamentul, cât de hotărât este să aibă acest tip de comportament, de intimidare. A putut să ia contact și cu mine după miros. E foarte importantă această informație pe care câinii și-o iau prin miros. Ok? Bravo, băiat! Bravo, ești tare! Ești tare! Bravo! Foarte bine! Ok, o să le fac semn să vină acum spre noi, da? Bravo, iubit! Bravo, bravo! Nu mă ating de el, nu vreau să pun presiune pe el gratuită. Mă interesa să văd cât de mult se modifică atitudinea când nu mai are sursele care îi creează acest ascendent față de ceilalți. De obicei se creează la câinii nedresați, se creează acest tip de comportament alături de stăpâni, mai ales al masculilor față de stăpânii de gen feminin. Bravo! Hai! Bravo, Iubito! Bravo! Haideți aproape! Asta ne-a pus să luăm. Da, ia dați-mi un pic. Aceasta este o zgardă Sprenger, da? Da. Ea este utilă, dar nu în cazul lui. Nu mai putem să punem asta și bodnița? Sigur că da, pentru că dacă au fost puse la botul lui și a avut parte de niște evenimente marcante. În psihologie există acest concept că cu cât evenimentul este mai marcant, cu atât va fi reținut mai profund. Și el și-a luat deja cu câteva momente înainte repere care îl fac să recunoască ceea ce urmează în sens negativ. Și zgarda asta, pentru că nu știe să meargă și a fost tras în zgarda asta îl doare. El nu are nevoie să simtă durere când este nervos, pentru că se enervează și mai tare. Dacă respectivul cu care ați făcut așa zisă evaluare i-a pus garda asta și a tras de el, am ieșit pe stradă așa. A agravat și mai mult situația. A doua zi am încercat să ies eu cu ea. Foarte greu i-am pus. Ora de dresaj, dar asta cred că nu mai suportă pentru că a avut-o pusă în momentul acela și el îl ridica, efectiv stătea cu el atârnat cu el și el nu putea să-l numește și mă gândesc că era stresat. A asociat profund negativ bodnița cu acel moment. În mod normal, nu trebuie o persoană străină, mai ales la câini ușor nesociabili, o persoană străină să vină, să ia un contact, să intre în intimități de genul acesta cu câinele. Tocmai de aceea a fost o eroare din partea lui, dar care s-a răsfrânt asupra cățelușului noastră. Din păcate, treaba asta trebuie să o uite cât mai repede. Deci abordările și contactul cu persoanele străine trebuie să fie de o anumită factură, în sens pozitiv, să-i schimbe impresia. El nu trebuie să se simtă amenințat de străini. Mai ales că nu știe cum să reacționeze. Amenințările îl pot face periculos din punctul acesta de vedere. Și atunci trebuie câinelui să îi se creeze în minte impresia că nimeni nu-l amenință. Vor fi, vedeți că se ferește un pic de mine atunci când mă mișc în spatele lui, mă privește să vadă ce intenție am, dar eu vreau să-i arăt prin comunicare non-verbală și folosind semnale de calmare. În lumea lor există conceptul ăsta. Să te uiți într-o parte, stai și nu pui presiune pe el, te uiți, stai cu laterala către el, poate chiar cu spatele. Face anumite gesturi care îi transmit lui să se calmeze, că nu se simte amenințat. Animalele care se simt amenințate transmit întâi semnale. Ori își ling buzele, ori feresc capul, ori se facă miros în stânga, în dreapta. Și dacă peste aceste semnale se trece, ultimul gest este să
muște, să atenționeze. Având în vedere că la nivelul lor de comunicare, comunicarea tactilă este comunicarea de bază, bineînțeles că semnalizează printr-o mușcătură, da. Tactil. Pe noi, dacă ne mușcă, resimțim că pielea noastră nu se compară nici pe departe. Am văzut. Nu se compară nici pe departe cu pielea lor. Blana pe care o au ei, care totuși îi protejează, nu putem să o punem într-un regim de comparație cu pielea noastră. Așa că, și mai este ceva, ei sunt înzestrați cu niște reflexe de a evita mușcături pe care noi nu le avem și nu le vom egala niciodată, nici prin antrenament asidu. Okay? În consecință, dacă el vrea să atenționeze după câteva semnale prevestitoare, vrea să atenționeze prin mușcătură, un alt exemplar din specia lui s-ar feri, ar interpreta corect semnalul lui, mesajul lui și ar încerca să abordeze ceva mai ocolit interacțiunea cu el sau pur și simplu să nu mai aibă nicio pretenție la interacțiune. Noi dacă nu cunoaștem aceste semnale și dacă ne trezim mușcați, noi nu avem reflexul să ne retragem ca niște ninja, așa cum fac ei între ei. Da? Și o luăm ca atare, ne-au mușcat, au ce tare mușcă, a nebunit câinele meu, ce să-i facem, să-l aruncăm pe geam. Dar nu este cazul. Ok? Trebuie învățat acest câine să aibă repere, dar repere care să-i dea perspective pozitive. Adică, ok, dacă mi se întâmplă ceva acum, da? Dacă mi se întâmplă ceva acum, nu l-am mai tras de les. Ok? De ce s-a oprit după primul lătrat fără să fie tras de les? Odată nu l-am tras de les, el e condiționat la trasul de les. Ați văzut cum fac polițiștii când își antrenează câinii să devină agresivi? Îi țin de les și îi frustrează. Acesta este fenomenul care se întâmplă și la cățelușii noștri. Toți oamenii își strâng câinii, îi trag înapoi, îi ridică, îi suspendă în aer și atunci câinele se condiționează la lesa respectivă să intre în starea respectivă. Și după aceea lesa devine un trigger. Mai este ceva. Din ce motiv nu a mai lătrat mai departe? El anticipa că un om care vine către el punând presiune s-ar putea să-l vizeze. Dar l-a liniștit faptul că acel om a trecut pe lângă și nu i s-a întâmplat nimic. Și atunci s-a dezamorsat starea lui. Ok? Acum se uită, interpretează, vede despre ce e vorba și încă un feedback în plus că nu e nevoie să reacționezi. Ok? Acum vede biciclete, ia să vedem. Da. Nu e nimic? Da, iubitul. Hai. Bravo. Hai. Hai copil. Da, știu. Numai că este un reflex pe care îl are. Da? Este un reflex pe care îl are. Nu trebuie neapărat corectată treaba asta, că trebuie descurajată reflexul acesta de a redirecționa nervozitatea, ok? Pentru că despre asta e vorba. El redirecționează. Da, iubitul. Bravo. Ești tare. Bravo. Bravo, copil. Bravo. Te descurci. Așa. El are niște reflexe, se așteaptă la niște consecințe în urma exprimării lui și atunci apare reflexul ăsta de redirecționare a agresivității. Dacă nu au venit toate semnalele acestea care din lesă și zgardă pe care el le știe dinainte, automat s-a schimbat contextul vis-a-vis de treaba asta, ok? Acum o să vă spun de ce sărat pe noi, pentru că tot timpul am recompense. Uh-huh. Am greșit-o și cu recompense. Și ați dat recompense când el sărea în stânga și în dreapta. Da. Posibil să fie și aia. Ia, să vedem niște recompense acum. Așa, iubită, ia uite. Deci, semnal și atrag atenția asupra unui. Deci, tragerea de lesă, în loc să-l streseze, crezând că intră într-o situație de neieșit, s-a transformat într-o asociere pozitivă pentru că acest semnal tactil a adus de la sine ceva pozitiv. Dar strategia de a crea mijloace de comunicare cu el prin intermediul lesei și zgârzii și a-i transmite
Ai transmite corect mesajele prin intermediul lăsei și zgârzii, asigurând comunicarea tactilă, care este cea mai familiară, cea mai familiară lui, de exemplu. Bravo, băiat! Bravo, am vorbit cu el. Bravo, băiat! Prevestesc prin gestul ăsta că vine ceva pozitiv, da? Dar întâi mă mișc și când dau recompensa, când dau recompensa, o dau când el nu își arată atenția acolo. Nu trag de lesă dându-i recompensa când el este nervos. L-am făcut să se miște, să nu fie atent, și apoi am recompensat. Ok? O altă greșeală pe care bănuiesc că ați făcut-o a fost să recompensați când el era sus cu picioarele, da, pe dumneavoastră. Asta înseamnă că se apropie de resurse și ușor, ușor are senzația că poate intra în posesia lor și le revendică și devine tensionat când e cu picioarele sus, pentru că accesați resurse care are impresia că deja apropiindu-se și dând cu nasul le are el în posesie. Da? Tocmai de aceea îi dau recompensă. Hai, băiat! Bravo! Hai! L-am direcționat și am dat. Folosind lesa și zgarda, practic îi controlez capul. Îi iau atenția de acolo și pot să nemai fiind atent acolo, pot să punctez eu aici, da? Adică schimb tabloul acela cu tabloul acesta. Da? Fiecare din cele două momente induce cât o stare. Atenția acolo excesivă care îl tensionează și îl face. Bravo, băiat, bravo. Plăcere acum. Da, da, e foarte bine. Hai, șezi. Șezi. Trebuie să îndrăznească și cu fiecare moment în care îndrăznește și vede că nu apar anumite consecințe care l-ar afecta, își ia feedback-uri pozitive că poate ușor, ușor să prindă încredere. Da? Deci, revenind, prin intermediul lesei și zgârzii îi pot muta privirea. Controlându-i capul, îi controlezi privirea, dinții. Iete-te, mă, bravo, bravo, stai. Da? Da, asta e reacția lui. Sigur că da, dar nu trebuie doar să-l ținem de lesă. Trebuie să ne mișcăm și să transformăm acel moment într-un eveniment care îl coafează, pur și simplu îi place. Și atunci poate să tolereze un context, anume, deci, am tras un pic și apoi punctez aici. Da? El este și un câine nesigur, nu știe cum să reacționeze în anumite momente și îi este teamă cumva și de ce urmează după ce el are un astfel de impuls către distrageri exterioare. Dacă aș pune acum acea zgardă cu țep, așa? Îl apucă și tremura tot ceea ce... Da, pentru că îi e teamă că va fi smucit de ea și îl doare. Nu poți unui câine nesigur. Noi acelea le-am luat prezent că ne-am luat după el, că continuăm acel dresaj, dar nu mai repetăm, nu mi-au plăcut unele două. Adică, ai văzut? L-ați văzut, l-ați cunoscut. Da. Cred că se poate rezolva, nu este... Hai, liber. Câinele acesta duce lipsă de multă... Încredere ceva. Încredere, da. El nu știe la ce să se aștepte, nu are... niște perspective create, adică un câine trebuie să înțeleagă, băi, dacă te trag în sus și tu reacționezi punându-te în fund, de acolo se dispare și tensiunea și începem să ne și distrăm, vine recompensă sau te poți duce liber să miroși, să explorezi și să miroși mediul înconjurător. Asta îl face să fie liniștit vis-a-vis de așa zisele presiuni pe care le pui pe el. Bravo! Așa zisele presiuni. Acum, ca să ridicând privirea, să nu mă vadă fixându-l, da? Eu rămân aici liniștit și după aceea își ia recompensa respectivă. După care mă ridic și mă mișc în așa fel încât să nu-i dau niciun fel de prilej de tensiune. Ok? Acestea sunt ultimele, nici noi n-am plecat. Nu contează. Era o formă de exemplificare. Deci, controlându-i capul, îi controlezi privirea, nasul, dinții, atunci când vrea să muște, dacă îi controlezi capul, oricât ar încerca, încearcă, 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 încearcă și după aia renunță.
Dar important este nu să-i creezi mai multă durere într-o situație ca asta, ci doar să îi blochezi tentativa pe care o abandonează după un pic de timp dacă vede că este sterilă, nu îi aduce niciun beneficiu. Atunci când nu este controlat capul și te retragi, bineînțeles că îi dai feedback-urile pe care tu nu ți-ai dori să îi le dai. Dar nici nu poți să faci altfel, că avem și noi instinct de conservare și atunci normal că se... Când ies cu el la plimbare, deci are anumiți băieței care deja și a fixat să-i atace fără să-i facă. Bun. O să facem un lucru, chiar o să schimbăm lesa asta și o să-i punem o lesă mai lungă, da? Așa. Bravo, bravo. Bravo, iubitul. Așa. Hai, copil.